Ia să vezi acum cum vine zambinica rasă pură. Ce găsesc, te bagă în gură. Ia uite. Ia uite, bă, zambinica. Hai că merge. Acum. Și uite. Ia uite-te cum vin eu cu el. E omul cu plină. Nu mai sunt omul care aduce ploaia. Omul care aduce oglinda. Uite ce bine vine, vezi? Vă, că ai și vestă. Am vestea păroată. A, o ții așa? O ții păroată și o să mai iau una și pentru mine. Să aibă și roata asta și eu, să fiu în legalitate. Să nu zică, părmă, poliția, a, știi, ai avut roata, dar n-ai avut-o semnalizată și mașina nu te-a văzut, aia te-a lovit. Ia uite, cum să nu mergi, ia-ți. Ia uite, uite, bă, uite. Poți să ne prinde negustor cinste, prinde orbul, scoate unul. Ha, s-a dus și ăsta cum ar veni. Așa merge. Așa merge acum în ziua de azi. Da, s-a dus și ăsta și am găsit un panou la 100 de W, foarte puternic, 100 de W, care are putere cât unul de 200, are putere cât ăla. Al tău cât ce putere 200 avea? 200 avea. A găsit la exact cât oglinda aia, poți să-l pui pe bicicletă. Identic cu ea este. Și o să fiu prima persoană după glob. Nu zic de România. Prima persoană după Terra. Care are panou solar pe bicicletă și roata de rezervă. Haide. Vrei să vezi? Hai să te convinc. Dar până una alta mă gândesc să pun oglinda, să merg cu ea. Și o să fiu primul om din lume care merge cu oglinda după ea. Nu? Nu aia mică. Aia e tu, altă? Nu, am aici oglinda, dar m-am stat și m-am gândit că e bine și nu e bine cu oglinda, că dacă trece unul pe drum cu mașina în spatele meu și cinci de cum se asociește orbita soarele și reflectă oglinda, e reflectă rău, am parbriz. A. Știi? Orbita asta te încurcă pe tine. Orbita asta e periculoasă. Și acum nu mai ai curent la palat? Ba da. Păi curent făcut de ușă, dacă lași ușa deschisă sau cum? E curent că lași ușa deschisă, dar uite aici, primul om cu oglinda pe bicicletă, uite. Ai pus-o așa? Da, păi așa va sta oglinda. Stai să vedem de aici. Uite, o și ștergem. Ca să se vadă frumos. La noi, la palat. Auzi, dar nu putem să scoatem un bicicletă, Artur, un pic la soare așa? Sau nu poți să o miști? Ba da, poți să o miști. Hai să o scoatem un pic, că nu se vede nimic aici. Hai că o scoatem. O scoatem noi la capăt. Ia uite, fii atent la mine acum, ca să vezi. Să vezi ce n-ai văzut de când ești pe fața pământului. Asta o punem aici, că asta va fi pe față pusă. Punem și în față una. Uite, oglindă. Eu am oglindă pus și pe bicicletă, vezi, le plimb pe drum. După mine. Uite. Ai auzit de pe cale? Uite, eu sunt. Uite. Asta e oglinda, uite. O vezi? Auzi ce mare. Ha. Tu ce se pare? E invenție, nu glumă, nu? Auzi. Uite. Primul om cu oglindă pe bicicletă. Uite, dacă mă gândesc bine, iese de aici oglinda. Poți să o prind fără ăla, uite. Și sunt primul om cu roată de rezervă la bicicletă. Ia uite ce lungă este. Și eu acum, ca să o scot, îți dau înapoi. Ia uite. Dar tu așa mergi cu asta și poți să mergi cu ea? Da, de cap, nu știu cum mă duc. Așa am venit la Bălțesc cu rezervă. Ia uite. Ha. Roata de rezervă. Ia uite roata de rezervă. O vezi? Hai de cap, nu cui cum adică. Păi dar ce suntem noi în fața noastră? Nu? Ia uite, asta se mișcă, e ca la tractor. O vezi? E cât că uite, când vezi că e curba, trebuie să fii atent. Da, la asta ziceai tu. Uite, dar n-ai cum să mergi cu asta. Hai de capul meu. Vrei să fac o demonstrație pe stradă? Ce nu? Ia uite, cum să nu mergi? Ia uite. Uite. Uite, bă, zambinica. Hai că merge. Acum. Opa. Vezi? Păi da. Acum o parcăm aici, bă, zambinica. O parcăm așa.
aici, știi? Asta stă, ai legat-o, nu? Sau ce ai mai făcut? Ce? O văzusem, dar nu era pusă asta mare, roata aici, pusese tu una așa de... Nu era pusă roata, păi de ce ți-am zis? Că nu știi cu roata de rezervă pe ea. Aveai tu ceva aici pus, dar nu știu ce, tot nu aveam nimic. Nu aveam nimic pus, era gol când a venit. Eu făcusem pentru panoul la mare și era prea greu să stea. Să stea acolo. Pe spate. Și acum vin cu oglinda. Vin cu oglinda și până la oglinda mai vin și cu un bigol. Că oglinda e grea. Știi? Ui. Vin cu un bigol care se ține bicicleta. Să nu cade, ca să poți să-i fixezi oglinda. Și uite, că practic asta va fi ca și panoul, va fi ca și oglinda asta. Ăla care le iau eu. Știi? Și uite, ia uite-te cum vin eu cu el. E omul cu ploaie, nu mai sunt omul care aduce ploaie. Omul care aduce oglinda. Uite, punem ăsta aici, că își pune de ce. Că se lasă în jos de greutate. Aaa, ăla. Da? Și acum, punem oglinda, va veni, uite așa, oglinda. Uite, vine aici. Ea normal va veni până ăsta, uite aici. Da, am înțeles. Uite așa, în sistemul ăsta va veni. Ia uite. Legată, bine trasă mai într-o parte, fie la drept. Și mergi pe aia, așa va veni și cu panoul. În felul ăsta. Așa va fi cu panoul. Și mergi cu ea, uite, părea stelul ăsta, uite că stă. Și acum întrebarea vine clar. De ce să pui oglinda aici? Care e ideea? Ideea e așa, că dacă pui oglinda și circul noaptea cu ea, mă, nu-ți mai trebuie vesele reflectorizantă, te văd mașină în ea. A, asta ar fi ideea. Îți dai seama. Că ăla când o bate cu farul în oglindă, zice, bă, e cineva acolo. Da. În față, dar nu? N-ai găsit una mai mare? nu era. Dacă aveam pe aia verde, era bun. Stai să mai văd un pic bicicleta. Aia mare, aia verde. S-a spart aia, nu? S-a spart, nu? S-a spart, da. A, da, văd. Uite ce bine vine, vezi? Văd că ai și vestă. Am vesta pe roată. A, o ții așa. O ții pe roată și o să mai iau una și pentru mine. Să-i vă și roata asta și eu, să fiu în legalitate. Să nu zică pe urmă, poliția, a, știi, ai avut roata, dar n-ai avut-o semnalizată și mașina nu te-a văzut, dar aia te-a lovit. Nu, domne, eu, uite, am circul regulamentar, cum se spune vorba aia. Da. Știi? Eu sunt omul regulamentar. Eu nu sunt omul care aduce ploaie, omul care plimbă oglindă. Eu sunt ăla. Și uite, oglindă, oglinzoare frumoasă. Uite, când a plouat, să vezi ce frumos se scurge apa după ea la val. Ar fi o idee, că îmi venise ideea asta, dar n-ai cum să faci. Să poți să faci acoperișul de o oglindă la casă. Îți dai seama ce ar fi? Ar fi. A? Sistemul ăsta al tău a rezistat? Foarte bine. Nu s-a... Nu, nimic. Păi dar mă duc cu el la Bălceș, mă duc, mă împliu și pe acolo, să uită lumea de-o ca după urs. Deci că ai tăiat urs în sat când mă duc la Bălceș cu roata de rezervă. Și ia uite-l joar, acum să vezi că mă duc eu cu oglindă. Ce să uite. De la săptămâna trecută, după ce ați plecat dumneavoastră, după, nu știu dacă ați auzit, dar după masă, pe la vreo 3-4 așa, a început să plouă. A plouat ce a plouat la un moment dat, s-a oprit ploaia și a început să dea cu piatră. S-a negrit cerul odată și a început să dea cu piatră cât nuca. Și doi. Nu eram acasă. Era placerat că s-a plecat. Puteți să ajung pe la... Niște geamuri, că prinzele niște geamuri pe acolo. Și dă-i cu piatră, și dă-i și arde. Și arde pe... Eu nu sunt supărat decât că mi-a tăvălit iarba. Piatră. Asta, da. Nu m-a afectat cu nimic, dar dacă intrăm înăuntru, să vezi, să vede un pic tabla bombată. Stai că o să intrăm și nu. Nu mi-a găurit tabla. Nu? Nu. Tabla nu mi-a găurit, n-a reușit să mi-o găurească. Dar te-a supărat că iarba, nu mai era în altă și da, da, tăvălit iarba. Forma aia frumoasă, da. Știi? E... Asta așa rămâne, nu? Bicicleta merge, funcționează, merge, totul e bombă. Merge foarte bine, n-am probleme. N-ai. Sunt foarte mulțumit de ea, să știi. La fel cum merge ea. Uite, cum am prins eu, păi am mititit, am bridele astea aici. Ia uite, eu acum văd că am îndoitor pe tău. Eu acum văd că am îndoitor pe tău. Ia uite cum l-am făcut, ca pe dreac. În față ai mai pus tu astea așa? Am pus alea acolo, alea au rămas acolo. Au rămas acolo, nu prea ne ajută la nimic, dar nu contează. Nu, dar important e să fie montate. Acolo, știi? Așa?
după ce am făcut chestia asta, am trecut la, la partea administrativă, să zicem așa. Partea administrativă a fost mai greu un pic de făcut, că a trebuit modificat. A trebuit făcut o modificare la partea administrativă. Și am făcut-o, să zicem, chipurile. Chipurile. O să iasă bine. Da, am toată încrederea în tine, Artur. Să știi.